Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vă voi prezenta verbele reflexive și diateza reflexivă. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Ce se poate spune despre verbele din cele două enunțuri? Există vreo diferență între ele? Fetița citește o carte. Băiatul se gândește la rezolvarea exercițiilor. Citește, se gândește. Sunt predicate verbale. Ele se află în relație cu subiecte. Cine citește o carte? Fetița. Cine se gândește? Băiatul. Observăm că cel de-al doilea verb are un semn față, care este un pronume reflexiv. În primul enunț, acțiunea este făcută de subiectul gramatical, fetița, și suportată de o carte, obiectul. În cel de-al doilea enunț, subiectul, băiatul, face acțiunea pe care, de asemenea, tot el o suportă. Astfel putem spune că verbul din primul enunț este la diateza activă, iar în cel de-al doilea enunț este la diateza reflexivă. Putem să-l înlocuim și cu își amintește. Observăm un alt pronume reflexiv care apare în dicționar la infinitiv, aș aminti. Să reținem așadar că diateza este forma pe care o ia verbul pentru a arăta raportul dintre acțiune și subiectul gramatical. La diateza activă, subiectul gramatical este cel care face acțiune. Șoferul a oprit motorul. La diateza reflexivă, Subiectul gramatical face acțiunea și tot el o suportă. Motorul s-a oprit. La diateza reflexivă observăm că verbele sunt însoțite de pronume reflexive. Verbele reflexive sunt verbe la diateza reflexivă, însoțite de pronume reflexive. Aceste pronume nu au funcție sintactică separată. De exemplu, a se mira, a se ruga, a-și reveni, a se bucura, a-și închipui, a-și aminti, a se odihni, a se cuveni, a se plimba, a se numi. Verbele reflexive pot fi și impersonale. Se aude, se spune, se știe, se zice. Cum conjugăm un verb reflexiv? De exemplu, a se gândi să îl conjugăm la prezent. Eu mă gândesc. Tu te gândești. El sau ea se gândește. Noi ne gândim. Voi vă gândiți. Ei sau ele se gândesc. Observăm formele pronumelui reflexiv. Mă, te, se, ne, vă și se. Să conjugăm un alt verb reflexiv. Aș aminti. Tot la prezent. Eu îmi amintesc, tu îți amintești, el sau ea își amintește, noi ne amintim, voi vă amintiți, ei sau ele își amintesc. Observăm formele pronumelui reflexiv, îmi, îți, își, ne, vă, își să exersăm împreună, continuând conjugarea verbului aș aminti la diateza reflexivă, după model, de data aceasta, la perfect compus. Eu mi-am amintit de promisiunea făcută. Tu ți-ai amintit de promisiunea făcută. El sau ea și-a amintit de promisiunea făcută. Noi ne-am amintit de promisiunea făcută. Voi v-ați amintit de promisiunea făcută? Ei sau ele și-au amintit de promisiunea făcută. Să trecem la un alt tip de exercițiu. Indicați enunțurile corecte și pe cele greșite. Model: Maria se bucură de venirea unei noi colege. Este un enunț corect. Se bucură Maria. Andrei se dă seama de greșeala făcută. Greșit. Andrei își dă seama. Marica își-a apucă de făcut temele la fizică. Greșit! Marica se apucă de făcut temele. Copiii și-au amintit de excursia la mare. Corect! Copiii și-au amintit. Marina își trezește de vreme dimineața. Greșit! Marina se trezește de vreme dimineața. Sportivii se relaxează după o zi de concurs. Corect! Sportivii se relaxează. Vă propun să exersați singuri sau în perechi. Identificați enunțurile în care apare verbul reflexiv. Se vorbește că Maria va lua premiul întâi. Colega mea vorbește mult. Băieții aud niște zgomote ciudate. Se aud bătăi în ușă. Ana știe lecția. Se știe că zânele sunt ființe magice. Echipa și a revenit după înfrângerea suferită. Vocea i-a revenit. Elevii observă reacțiile chimice. Se observă imediat absența ta în clasă. M-am trezit prea de dimineață. Bunica m-a trezit de dimineață. Primul, în care apare verbul reflexiv, se vorbește că Maria va lua premiul întâi. Puteți opri filmul pentru a rezolva exercițiul. Folosiți corect verbele. Succes!